Prima temă, aș vrea să fie o temă inspirată din viața lui David și am intitulat-o Disciplina Purității. De la bun început vreau să vă spun că noi putem să fim oameni credincioși, iubitori de Dumnezeu, dar să fim incapabili și neștiutori să ne iubim soția sau soțul. Putem să fim oameni după inima lui Dumnezeu, dar în același timp să nu știm să ne creștem copiii. Și un exemplu clasic în domeniul acesta este David și familia lui. Dacă veți studia mai îndeaproape viața lui David, veți observa că în ceea ce îl privește pe David, soțul, bărbatul, pare că David este incapabil să dăruiască dragoste unei femei cu credincioșie până la capăt. Prima lui dragoste, dacă vreți, Mical, se termină foarte rău. Mical, se pare că în ultimii ani ai vieții sale, este un fel de văduvă cu domiciliu forțat, pe care nu mai vizitează bărbatul ei și cred că își termină viața în amărăciune și în deplină supărare. La fel și cu celelalte neveste pe care le are David, nu-l găsim în paginile Scripturii un bărbat foarte credincios și foarte devotat vreuneia dintre ele. David pare un bărbat foarte superficial în sentimentele lui față de nevestele lui. În ceea ce privește copiii, aici se pare că este un dezastru și mai mare. Despre Adonia spune Sfânta Scriptură că nu l-a mustrat niciodată. Ori este absolut indiferent față de copilul acesta, nu-i pasă că el există, ori este un tată din acesta extrem de indulgent cu copiii și foarte iertător. Când se întâmplă scandalul acela îngrozitor, când Amnon își violează sora, există acolo o frază care absolut te înspăimântă. De fapt, Absalom dă glas politicii familiei în legătură cu un asemenea eveniment. Zice, ce te agiți? Ce faci atâta scandal? Că mare lucru nu s-a întâmplat, nu? Este un lucru comun aici. Nu te pierde cu firea. Și parcă David și familia lui vrea să arunce sub preș evenimentul ăsta, tăcem din gură, păstrăm aparențele și nu s-a întâmplat mare lucru. Apoi, în legătură cu fiul său, cu Absalom, spune Sfânta Scriptură că lipsa de comunicare a tatălui cu el, după ce a fugit la bunicu, așa, câțiva ani de zile, a venit înapoi prin niște intervenții subtile a generalului său și totuși au trecut câțiva ani. Copilul era în Ierusalim și n-a stat de vorbă cu el deloc. Nu-i de mirare că s-a pregătit o răscoală împotriva lui taică-său. Deci, când te uiți la relațiile acestea ale lui David cu familia lui, cu copiii lui, îl descoperim un tată neglijent, nepăsător față de copiii lui. Și este aproape scandalos când ne gândim că este un om după inima lui Dumnezeu, nu? Îl iubește pe Dumnezeu probabil ca nimeni altul în Biblie. Scrie psalmi, este un om al rugăciunii, este un profet, dar în același timp, așa cum spuneam, noi suntem capabili de o viață duplicitară, putem să-L iubim pe Dumnezeu, dar să nu ne iubim nevestele, soțul și să ne neglijăm copiii. Aș vrea să ne oprim la o parte din viața lui David. Cred eu că aici ar trebui să zăbovim mai mult în studiile noastre și să învățăm ceva din întâmplarea aceasta și să ne punem în alertă față de ceea ce se întâmplă în societatea contemporană. La un studiu pe care l-a făcut în America, revista Leadership, a descoperit că dintre păstorii americani, 12% au comis adulter. 23% au comis acte necuvincioase față de sexul opus. Abuzuri sexuale, verbale, avansuri, flirt, cine știe ce alte lucruri. Dar 23%, ce este un lucru îngrijorător de mare. În ceea ce privește membrii bisericilor, cifrele sunt duble. 23% au comis adulter și 45% au comis acte necuvincioase. Știți care sunt consecințele unui asemenea comportament? Biserica și-a pierdut sfințenia. Nu se mai pedepsesc cei care comit adulter. Cum vă puteți imagina că ca un pastor care în mod secret nu trăiește cu nevasta altuia, nu va supune la disciplină pe cineva care face exact același lucru?
El are simpatie pentru colegul lui de aventuri. Nu? Lumea apoi respinge credința creștină pentru că, uitându-se la moralitatea creștinismului contemporan, spun ce mare afacere este să devenim creștini pentru că voi nu sunteți mai buni decât noi. Știți care este argumentul forte a lumii musulmane împotriva creștinismului? Cifrele astea. Ce spune despre noi? Creștinii sunt curvari, uite-te la ei cum se poartă, nu? Uitați-vă la filmele lor, ce decadență și ce degradare umană prezintă. Ascultați-le melodiile lor care preamăresc dragostea și în ultima instanță preamăresc infidelitatea și curvia. Au un argument extraordinar împotriva creștinismului. Pentru că în ultima instanță noi le-am oferit acest argument. Apoi, tânăra generație respinge religia părinților. Să știți că este un fenomen natural. Când părinții trăiesc într-un anumit păcat, copiii ori urmează păcatul respectiv, ori se revoltă împotriva acelui stil de viață. Eu am crescut într-o familie de baptiști. Tata a fost responsabilul bisericii și la noi acasă, în fiecare duminică, veneau fanfariștii și prietenii lui tata, comitetul, scoteau vinul pe masă, beau bine de tot înainte de a merge la biserică. Vorba unuia zice, dacă nu beau două pare de vin, nu-mi vin versetele. Mergeau la biserică și suflau în trâmbițe de se îndreptau trâmbițele. Văzând eu practica asta că ăștia beau vin și predică apă, nu? Am zis, mie nu-mi trebuie o asemenea religie. Eu nu vreau asemenea religie deloc. E bine, s-a întâmplat ceva în viața lui tata, când a scos butoaiele de vin într-o zi în curte, spre disperarea lui bunicul meu, a scos cepurile de la ele și a curs vinul prin curte și am zis, ceva s-a întâmplat în viața lui taică meu dacă ăsta a renunțat la butoaie. Și într-adevăr s-a întâmplat un lucru formidabil. Din păcate, însă, frații baptiști, când au auzit că tata nu mai bea, l-au dat afară. Practic, nu din pricina asta l-au dat afară, pentru că tata nu mai era plin de must, ci era plin de duh acum. Și ei nu voiau un asemenea om între ei. A fost o zi tristă în viața noastră, când, ca și familie, am fost ridicați în picioare în biserică și ne-au poftit afară, pentru că acum eram pentecostali și era ceva mai periculos decât să fie beat. Și este un lucru tragic când oamenii nu înțeleg aceste lucruri. Biserica și-a pierdut puterea ei morală. În numele cui, a cărui morală ne mai ridicăm noi în picioare, nu? Când statisticile spun că noi nu suntem cu nimic mai bun decât aia alți. Să știți că fariseii n-au șanse de succes să-și predice Evanghelia atunci când în spatele cuvintelor lor nu sunt fapte adevărate. Dacă citiți în 2 Samuel capitolul 11, tragedia și istoria aceasta este ceva cutremurător, să observăm în primul rând că viața la vârf, nu? Succesul, nu este o garanție a lipsei de ispite. Păcatul pândește la ușa oricui. Unii dintre noi credem că Satana este foarte impresionat de titlurile noastre și ne ocolește dacă punem ceva reverend sau prea fericitul, prea sfântul sau ceva prea înaintea numelui nostru. Și avem impresia că dacă noi undeva suntem sus în piramidă, o să avem parte de mai puține ispite și de mai puține necazuri. Vreau să spun că nu este absolut deloc adevărat. Diavolul, Satana, are pentru fiecare dintre noi ispite specifice personalității noastre. Aici vreau să vă spun un lucru care l-am învățat recent și care m-a înspăimântat în același timp. Știți când a venit Satana să-L ispitească pe Domnul Iisus Hristos? Până nu ținuse nicio predică. Până nu-L criticase nimeni. Până era practic un necunoscut în întreaga țară. Atunci a venit Satana să îl ispitească. Pentru că în momentul ăsta, dacă Satana omoară în fașă, nu? Ucide în fașă o lucrare, lucrarea aceea nu mai are loc. De aceea noi zicem, măi, copiii noștri, nu? Lasă că nu știu nimica. Satana știe exact unde să lovească și ne-i corupe de tineri
ca să fie absolut ineficienți în viitor. Dar în același timp vreau să vă spun că Satana nu iese la pensie, nu își ia concediu. Te va urmări în întreaga ta viață, indiferent unde vei fi în piramida socială. Nu o să fii scutit dacă ești un om de afaceri plin de succes, dacă ești un tip foarte faimos și te știe toată lumea. Ești încă om. Chiar dacă, ce știu eu, cei care te idolatrizează, cred că tu nu mai ești un om obișnuit, chiar dacă tu începi să crezi despre tine că ești, eu știu, buricul pământului. Satana știe exact că ești un om vulnerabil ca absolut toată lumea. De aceea, viața la vârf nu te scutește de ispite. Aici vreau să mai adaug ceva. Unii dintre noi credem că pe măsură ce înaintăm în vârstă, nu? Satan are mai puține șanse să ne mai ispitească cu anumite lucruri. Și atunci noi, bătrânii, îi acuzăm pe tineri de păcate pe care noi nu le mai putem face. Vreau să vă spun ceva, chiar dacă nu le mai putem face unele, le mutăm de la parter, nu? La etajul de sus. Și suntem tot la fel de vulnerabili, acum nu mai păcătuim fizic, dar păcătuim cu imaginația, păcătuim cu gândul, păcătuim în spiritul nostru și suntem tot la fel de vulnerabili și vom fi vulnerabili până în ultima zi a vieții noastre. Eram în biserica din Chicago și la terminarea serviciului a venit un frate la mine și m-a muștruluit așa puțin că noi ăștia din America nu-i băgăm în seamă pe păstorii din România. Era un frate de la vreo 75 de ani. Și acum, zice, frate, și așa nu m-ai băgat în seamă, nu m-ai dat nici măcar un salut, nu vrei, zice, să mă ajut totuși, să-mi dai un număr de telefon de la cineva din New York, să mă aștepte la avion, să mă pună pe tarom să vin, să plec în România. Dar cum să nu, știam pe pastorul de la New York și mă gândeam că ăștia sunt oamenii de corvoadă, am să-l sun și să-l ajut pe fratele ăsta. Și am dat să găsesc o hârtie prin buzunar, să scriu numărul meu de telefon, pentru că nu știam numărul pastorului, să scriu numărul meu de telefon, să mă sune peste vreo oră când ajungeam acasă și să-i spun numărul omului de la New York. N-am găsit nicio hârtie la mine, dar am văzut în buzunarul lui, la piept, lângă inimă, un carnețel. Pac, i-am luat carnețelul din buzunar. În holul bisericii. Era un carnețel produs de Playboy, cu femei despuiate, pe care fratele îl ținea la piept lângă inimă, le dusese pe doamnele astea la biserică, să asculte predicile mele, i-am spus, nu ți-e rușine, om bătrân, făcuși pe Sfântul câteva minute înainte și tare mă bucur că nu te-am pus să și predici, nu? Poate îmi predicai din Biblia asta. Mi-am dat seama că, indiferent de ce vârstă avem, suntem tot la fel de vulnerabili. Tot la fel de vulnerabili. Un al doilea lucru care se petrece în viața lui David este desensibilizarea. David, dacă vreți, se bucură de un fel de senzualitate legală, nu? Că era voie pe vremea aceea, era legal pe vremea aceea, să ai mai multe neveste, să ai un harem, nu? Și să te bucuri de bucuria fiilor oamenilor. Cu toate că în standardul lui Dumnezeu pentru împărați, pentru regi, nu? Nu era voie să aibă multe neveste, mulți cai și aur. Mult. Știa Dumnezeu exact care erau capcanele pentru un împărat în vremea aceea. Multe neveste însemna multă senzualitate, încurajarea și alimentarea poftelor firii pământești. Cai însemna ambiții războinice și lupte cu vecinii. Aur însemna din nou pericolul de a cădea în idolatrie cu bogățiile tale, pericolul de a face multe prostii. Și Dumnezeu stabilise un standard pentru împărați. Din păcate, David este primul dintre regii lui Israel care nu ține cont de lucrul acesta și începe să-și ia neveste destul de multe. Dacă studiați viața lui David, sunt câteva, mi se pare, trei perioade în care David consideră că e timpul să se însoare. Perioada aia de haiducie, are vreo două, trei neveste care sunt cu el peste tot. Pe urmă, perioada când este rege numai peste Iuda, iarăși mărește haremul și nevestele. Când ajunge rege peste tot Israelul, iarăși mai ia câteva neveste.
se petrece în viața lui David o desensibilizare a sa față de sexul opus, față de relațiile cu sexul opus. Aici vreau să vă spun că suntem în mare pericol să ne desensibilizăm la anumite păcate pentru că ne obișnuim cu ele. Vorbeam înainte cu niște frați, cred că ieri dimineață, că bârfa, de exemplu, este la ea acasă, în bisericile noastre, și nimeni nu se mai deranjează de o bârfă, nu? Ba, chiar ne place să mai auzim ceva nou, ceva din sursă sigură. Și când ne întâlnim la o altă, imediat ne informăm unul pe celălalt ce se mai petrece în culise. Mai ales viața pastorilor este pe prim plan și suntem foarte curioși să știm ce năzbâtii a mai făcut și ăsta. Ne-am desensibilizat la păcatul acesta. A devenit păcat obișnuit în biserica noastră. Este un pericol real, pentru că dacă te uiți în Scriptură ce zice Dumnezeu despre bârfă, despre calomnie, despre hulitori, ăștia sunt puși alături de cei mai mari păcătoși care nu o să intre în împărăția lui Dumnezeu. Dar noi ne-am desensibilizat la păcatul acesta și ni se pare ceva obișnuit. Să știți că ceva asemănător s-a întâmplat cu David, nu? Pentru că având multe neveste, având multe concubine, nu? Nu e de mirare că fiul său, când a venit după el, ăsta și-a luat vreo 1000, nu? Concubine și neveste la oaltă, a ajuns la o performanță extraordinară. Pentru că taică-său s-a desensibilizat la pericolul care vine din zona aceasta. Același lucru se va întâmpla cu societatea noastră care va fi desensibilizată față de păcatul adulterului, uitându-se la pornografia care este afișată peste tot. Știți că explicația apariției homosexualilor în lume este că femeile nu mai prezintă niciun interes, nu? Știm toate secretele. Victoria has no secrets. Că în America este o firmă, Victoria's Secret, care face lenjerie, nu? Așa lenjerie face că nu mai rămâne niciun secret la Victoria Secret, nu? Nu mai e niciun secret despre Victoria. Că atât de transparentă a ajuns lenjeria și atât de economică, încât n-au mai rămas secrete. Și atunci, pentru că nu mai există secrete, este ca și când te-ai obișnuit cu o pălărie veche pe care o știi, nu? Acum te interesează ceva ce nu știi. Și apariția homosexualilor, spun specialiștii, vine din această desensibilizare culturală față de sexul opus care se expune peste tot. Apoi există acest factor legal, nu? Se pare că societatea, pe măsură ce devine tot mai modernă și mai sofisticată, societatea începe să legalizeze păcatul și ocaziile de a păcătui. Este legal să avortezi, nu? Și atunci foarte multă lume nu știe, mă, e păcat sau nu e păcat, că e legal, nu? În același timp se legalizează pornografia. În America sunt foarte mulți care spun, domnule, nu putem să scoatem pornografia de pe internet, că este libertatea cuvântului, dreptul să zici ce vrei, nu? E o problemă foarte serioasă. Încep să se legalizeze toate viciile. Mă bucur foarte mult că în America, de exemplu, este ilegal pe plajă femeile să umble dezbrăcate. Fain, este ilegal să-mi dezbrac copiii mici de un an sau doi pe plajă. Și mă bucur de chestia asta. Sunt foarte speriat însă că aproape nu mai putem face concedii numai în America vara, nu? Pentru că peste tot e legal să umbli despuiat în public. Este o chestie grozavă, pentru că e legal. Și atunci, măi, dacă e legal, oare și moral sau imoral? Nu mai știm. Ne desensibilizăm rând pe rând la lucrurile acestea. Eu vă spun sincer, când am văzut muncitorii mei de pe șantier, eram inginer pe șantier la Arad, deja de vreo 2 ani, și am văzut un grup de muncitori într-un șanț pe care îl săpau, studiau ceva, domnule, am zis, mă, ăștia studiază proiectul, nu știu ceva, m-am dus să văd, studiau o revistă pornografică. Era pentru prima dată în viața mea când am aflat că există așa ceva. Și eram inginer pe șantier deja. Acum, duceți-vă și întrebați pe copilul dumneavoastră de câțiva ani că s-au văzut deja câteva, nu? Vorba aceea zice că un tată îl ia pe băiatul lui la vreo 12 ani, zice, măi, hai că e timpul să vorbim ceva despre... Zice, știi,
m-am gândit să vorbim despre femei. Și zice ăla mic, și ce te interesează? Cam ce te-ar interesa? Societatea se desensibilizează la aceste lucruri. În al treilea rând, relaxarea. Există o tendință la noi că atunci când ne relaxăm, să extindem relaxarea și asupra moralității noastre. David ajunge în culmea, să zicem așa, a capacităților sale, a influenței lui asupra țării, că devine un fel de simbol național. De fapt, și spuneau, nu mai veni la război cu noi să nu se stingă soarele lui Israel. Deci era considerat ca un soare național, este și numit regele soare, și atunci lumea, când ajunge așa important, nu, un simbol național, te scutește de război. Nu, stai tu cu mintea acasă, mai dormi, că mergem noi să ne luptăm. Și David îi ascultă. Până acum fusese pe front, se bătuse de pe cali și de pe jos cu toată lumea, era un om al armelor, era războinic și acum stă acasă, fratele David, să se relaxeze. Aveam tendința ca de la relaxarea trupului nostru să extindem această relaxare și în alte domenii. Și este o problemă teribilă pentru că o extindem asupra moralității noastre. În concediu nu sunt aceleași reguli ca într-o zi de muncă. E o problemă serioasă aici. Când suntem în deplasare, nu sunt aceleași reguli ca acasă. Sunt oameni care cred pur și simplu că, mă rog, dacă ei trăiesc în Oradea, nu? Aici sunt regulile, mă rog, stricte, biserică și așa mai departe. Dar dacă, de exemplu, călătorim cu avionul și ne oprim în aeroport în Frankfurt și avem 3-4 ore de stat în aeroport, nu? Dumnezeu are regulile lui la Oradea, nu în Frankfurt. Aici nu ne vede nimeni, nu? Și nici Dumnezeu nu se uită după noi aici, că probabil nu și-a mutat tubul ăla de care El se uită după noi, nu? Ne putem permite să facem ceea ce nu ne-am permis la Oradea. Haideți să vă dau un exemplu din Biblie și să vă spun cât de periculoasă este această relaxare a noastră. Când suntem în tensiunea unor evenimente, se pare că toți senzorii noștri lucrează și suntem în alertă și ne păzim de ispite și de păcate mult mai bine decât atunci când ne relaxăm. Să zice că fotbaliștii fac cele mai multe rele și fără de legi, nu în campionat, ci când nu au campionat. Atunci au timp de prostie, atunci se relaxează, atunci se îmbată, atunci violează femei, atunci se bat, fac toate trăznăile. În timpul campionatului, când sunt concentrați spre sportul respectiv, își rup oasele la antrenament, n-au timp de prostii. Tata Noe trăiește momentul potopului, nu? Este intens implicat în evenimentul acesta mondial. Aici fac o paranteză și vreau să vă spun că cineva a zis că biserica este ca și corabia lui Noe. Trebuie să fie mare potop afară să reziști la mirosul dinăuntru. Și vreau să vă încurajez să rezistați la scandalurile, neînțelegerile și mirosurile dinăuntru, că elefanții nici pe vremea aia nu se dădeau cu spray, domnule. Tata Noe, zice Biblia, că avea numai o fereastră sus, așa destul de mică, de vreo jumătate de metru pe jumătate de metru. Și înăuntru era dezastru. Să dai de mâncare la atâtea animale, să locuiești cu ele în același timp și fără ventilație, e o problemă îngrozitoare. Dar afară se murea. Și a rezistat tata Noe la toate parfumurile și la tot inconvenientul ce s-a întâmplat. Dar când a ieșit afară, aer proaspăt, a sădit o vie și s-a îmbătat tata Noe. Nu vi se pare ciudată chestia asta? Deci rezistăm la tensiuni formidabile, rezistăm la încercări, rezistăm la lucruri mari, dar picăm în concediu. Urcăm muntele și la șes ne împotmolim. Există un pericol pentru că extindem relaxarea în aceste domenii. De aceea există o nevoie extraordinară de ordine și de viață ocupată. Unii dintre noi credem că idealul vieții, nu, este să ajungem să nu mai facem nimic. O, măi, Doamne, să ajungem într-o zi
Să nu trebuia să te scoli, să te duci la lucru. Să nu te mai pune nevasta să mături prin casă, să tai lemne, să speli farfurii. Dom'le, numai să stai, nu? Vorba lui ăla, zice, ce faci? Stai și te gândești. Nu, numai stau. Numai să stai. No. Asta e idealul vieții noastre. O să vină o zi când o să avem suficient bani, atunci numai o să stăm. Vreau să vă spun o veste proastă. Nici în rai nu o să stăm. Veșnicia este o lucrare și nu o dignă fără de sfârșit. Domnul ne va da responsabilități. Vom conduce planete. Pentru că lenea este atelierul diavolului. Când ai timp de irosit, așa, o să-l irosești în plăceri. O regulă de aur, timpul nefolosit se scurge în vicii. De aceea aveți grijă de relaxări, de concedii, de inactivitate. Surorilor, dați-le de lucru bărbaților dumneavoastră. Mi-aduc aminte de soacră mea, zicea, Trăiene, hai că este ceva de făcut. Absolut nesemnificativ. Mătură în stradă. Și mătura Traian repede se termine, că asta e, ca să ne putem odihni după aia sau să ne uităm la televizor. Și ca să nu intre idei la cablu, Traian, vezi că ai de măturat și în curte. 4. Haideți să vorbim ceva despre privirea stăruitoare. E o zi ferbinte de vară, probabil că David a mâncat bine la miaz, s-a retras în odaia răcoroasă, nu? Probabil niște paji cu niște ventilatoare de pe vremea aceea i-au făcut aer condiționat, a tras un pui de somn și după aceea a ieșit să se bucure de răcoarea serii pe acoperiș, nu? Și vede de pe acoperiș o iubită soră care s-a gândit ea să facă baie așa spre seară în bazinul de notă a familiei, care nu întâmplător dădea exact spre terasa împărătească. Eu am impresia că sora asta planificase foarte bine scenariul ăsta. De fapt, dacă studiem un pic ceea ce se întâmplă în viața lui Bathsheba și ambițiile ei și aspirațiile ei de a-și promova fiul împărat, aproape bănuim că totul este aranjat, totul este calculat și noi suntem foarte îngăduitori cu ea, că nu-i dăm nicio vină, sărăcuța de ea, nu? Numai David este de vină, că ăsta s-a uitat unde nu trebuie și ea care s-a expus cum nu trebuie, aproape că este iertată de noi, de către toți. David este ademenit dintr-o dată de imagine, ademenit de frumusețea aceasta feminină, pentru că haideți să recunoaștem bărbaților în mod foarte cinstit, față de nevestele noastre, nimic nu este atât de frumos pentru ochii noștri ca bărbați decât trupul unei femei. Așa ne-a făcut Dumnezeu, nu? Și David este absolut fascinat de frumusețea asta care se expune probabil în razele apusului, nu? Și dintr-o dată este copleșit de această frumusețe și stăruiește uitându-se la imaginea aceea. Aici vreau să vă spun eu că prin toate simțurile care Dumnezeu ni le-a dat și ne-a dotat cu ele, probabil că văzul prin care primim cea mai mare parte din toate informațiile noastre este folosit de fapt și de Satana să ne aducă cele mai multe ispite în viața noastră. David este ademenit de frumusețea aceasta, stăruiește asupra ei, probabil o urmărește minute în șir, de la balconul lui, discret, probabil undeva după un stâlp sau o perdea, să nu fie sesizat. Și imaginea aceasta la care el stăruiește, nu? Intră în suflet, intră în minte, Satana îi dă idei și concluzia este că îl trimite pe robul lui să o invite pe doamna să aibă o cină împreună. În acel moment, Dumnezeu își pierde realitatea, spunea Dietrich Bonhoeffer în Anatomia unei pofte. Satan nu ne umple cu ură față de Dumnezeu, ci cu uitare de Dumnezeu. În momentul în care stăruiești asupra fructului oprit, în momentul acela, Dumnezeu își pierde realitatea. Satan ne umple inima nu cu ură, ci cu uitare de Dumnezeu. Uităm că Dumnezeu există în momentul acela. După asta încep argumentele raționale, nu? Căutăm motive
pentru a accepta păcatul. Începem să elaborăm raționamente în favoarea comiterii lui. Ne pregătim teologic pentru a păcătui. Căutăm versetele care ne-ar justifica. Căutăm în viața familiei noastre motive pentru care suntem îndreptățiți să o facem. Probabil că soția noastră ne-a neglijat sau începem să căutăm motive și momente în care ea ne-a neglijat. Elaborăm raționamente în favoarea păcatului. Urie este un mare soldat, dar probabil că este un bărbat de casă, nu? Mai bătrân decât ea, plecat de prea multă vreme, fetița asta are nevoie de mângâiere în singurătatea ei. Aș putea o ajuta. Nimeni nu va suferi. Nu am niciun gând rău față de ea. Nu, aceasta nu este poftă. Știu eu bine ce înseamnă să poftești pe cineva. Este dragoste. Frățească. Nu e la fel cum ai lua o prostituată de pe stradă, nu? Dumnezeu știe foarte bine lucrurile astea. Eu sunt cinstit, onest, nu? Și David a poruncit slujitorului să o ducă la ea pe Bathsheba. Alan Patterson, mitul ierbii mai verzi. Știți că iarba întotdeauna mai verde în curtea vecinului. Știți de ce? Este peste fosa septică. Haideți să vă urmim câteva argumente comune din astea raționale care sunt elaborate de oamenii de astăzi. Cum poate ceva care îți produce plăcere să fie rău? Nu? Cum poate să fie rău lucrul ăsta care îți produce atâta plăcere? Apoi, voia lui Dumnezeu este să fiu fericit. Cu siguranță că nu mi-ar refuza ceva care mă face pe mine atât de fericit. Nu? Dumnezeu, intenția lui este să fiu fericit și uite, Domnule, asta este ocazia care doar El mi-a scos-o în cale. Nu? Chestiunea este dragostea. Acționez din dragoste. Nu? Nu este oare dragostea scuza tuturor lucrurilor pentru noi, nu? Toată mediocritatea noastră creștină este scuzată prin dragoste. Cântăm fals, dar cântăm cu dragoste. Chestiunea este că dragostea nu poate să fie în continuare o scuză a tuturor lucrurilor, nu? Căsătoria mea n-a fost în primul rând voia Domnului, nu? Acum am descoperit, după 10, 20, 30, 40 de ani, nu? Apoi, voi creștinii cu judecățile voastre înguste mă scârbiți, mă judecați, sunteți mai păcătoși decât mine. Ok? De ce mă judecați voi? Imediat ne construim, dar las că știu cine sunteți voi. Sunteți niște farisei, cine vă dă dreptul vouă? Numai prin faptul că mă judecați pe mine, că trăiesc în curvie, voi nu sunteți nimic mai bun decât mine. Un alt argument. Toată lumea face chestia asta. Ce te agiți? Nu? Tamar, dragă. Ce te agiți de chestiunea asta? Nu te pierde cu firea. Ce e cu zgomotul ăsta? Taci din gură, nu? Că toată lumea face chestia asta. N-ai auzit statisticile. Eu am cerut Domnului o soție sau un soț. De ce nu mi-a dat? Argumentul ăsta l-am luat de pe teren. Când am chemat la birou o soră văduvă la vreo 60 de ani, a venit la mine o femeie necredincioasă și mi-a zis, domnule pastor, ascultă-te rog caseta asta. Erau convorbirile telefonice a sorei mele din biserică, membra mea, oița mea, nu? Cu bărbatul doamnei, cu care plecase în concediu undeva prin America. Și când am chemat-o pe sora asta și am zis, soră, ce se întâmplă? Zice, frate, eu m-am rugat Domnului să-mi dea un bărbat dacă nu mi-a dat. Mi-am găsit eu unul, nu? Argumente și scuze. Fabricăm scuze. Urmează apoi degenerarea, nu? Adulterul lui David este acoperit de minciună, de crimă. Începe degenerarea familiei, începe declinul național. Când vine profetul și spune, uite ce a făcut un bogat cu oița unui sărac. Zice, trebuie să moară nenorocitul ăsta, trebuie să moară. Dacă nu, 4 mielușei să dea, cum zice legea. Și 4 a dat David. 4 copii au murit. Unul după altul, într-un mod rușinos, teribil. Începe degenerarea acelei familii. Consecințele păcatului lui David, Bathsheba rămâne însărcinată, bărbatul ei este ucis, sunt uciși și alți oameni nevinovați în treaba aceea. Practic, David calcă toate cele 10 porunci, dacă le uitați pe rând, absolut toate sunt călcate în picioare o singură dată, este o performanță nemaipomenită. Fiul care se naște din curvia aceasta moare,
Tamar este violată de Amnon, Amnon este ucis de Absalom, Absalom se răscoală și este omorât și el. Este o tragedie națională, consecință după consecință, suferință după suferință, toate se țin lanț în viața lui David, pătrunde sabia lui Dumnezeu, a judecății lui Dumnezeu în casa aceasta. Aș vrea să vorbim puțin despre această eră corintică a bisericii în care trăim noi. Când auzim de era corintică, ne gândim că ăștia erau plini de Duhul Sfânt, aveau toate darurile Duhului Sfânt, biserica din Corint, Pavel vorbește despre o regulă cu darurile Duhului Sfânt. Nu despre asta este vorba. Corintul era capitala perdiției, a prostituției, a homosexualilor din lumea aceea. Romanii când ziceau cuiva, voiau să zică cuiva unei femei, că e femeie stricată, îi ziceau corintiană. Temple păgâne cu mii de prostituate care se tundeau zero și care se dădeau trecătorilor pe stradă, la sărbători și în temple, făceau din Corint una dintre cele mai mizerabile cetăți și localități din întregul Imperiu Roman. Trăim o vreme în care biserica creștină intră în această, dacă nu este în această eră corintică. Trăim o vreme de desensibilizare. Senzualitatea începe să fie convențional acceptată peste tot. Eu sunt îngrijorat. Nu aveam niciun cuvânt de spus împotriva acestei lucruri. Probabil considerăm că sunt lucruri minore. Noi avem însă alte lucruri de făcut. Avem politică bisericească, dă-l pe ăla jos, pune-l pe celălalt. Fiecare vrea să rezolve problemele lui și nu ne interesează de decăderea morală și de această senzualitate convențională acceptată la nivel național unde noi ne aflăm. Și ca biserică suntem responsabili să luptăm împotriva acestui fenomen. Trăim o vreme de relaxare, nu? În care predicăm mai degrabă libertinismul decât conservatorismul. A fi conservator astăzi este ceva foarte demodat, nu? Vorbim despre libertatea în Hristos. Nu, asta ne trebuie nouă, fraților. Libertate în Hristos. Am impresia că totuși această libertate în Hristos este foarte prost înțeleasă. Foarte prost înțeleasă. Au venit niște părinți la mine dintr-un anumit oraș, nu vreau să pronunț nume aici, care mi-au spus așa, copiii mei s-au dus la biserica și mi-au spus numele. Frații au predicat libertatea în Hristos, copiii mei au început să aibă libertatea să fumeze, copiii mei au avut libertatea să ducă la discoteci, i-am pierdut pe toți, frate, zice, s-au dus cu libertatea în Domnul în lume. Libertatea este ocazia de a fi bun. Libertatea nu poate să fie consumată decât de oameni educați, inteligenți și maturi. V-am spus probabil, sau dacă n-am zis, la bătrânețea asta, zice că semnele că îmbătrânesc, asta sunt trei, nu? Primul, nu-ți mai aduce aminte de unele lucruri și le-am uitat acum pe alea, la alte două care sunt. Am înmormântat un băiat de 20 de ani în Phoenix, m-am dus la mormântarea lui, într-un fel m-am bucurat că nu era din biserica noastră, dar care își trăsese un glonț în cap la 20 de ani. Și m-am îngrozit uitându-mă la fenomenul acela și am tras concluzia că viața ușoară, confortul, lipsa de greutăți, de încercări, nu este armata română aici, nu se sapă canale cu nimeni, așa, i-a făcut pe copiii aceștia să nu se maturizeze. Și atunci, într-o societate în care există minimă de maturitate, în maximă de oportunitate de păcat, copiii își trag gloanțe în cap. E o problemă foarte, foarte serioasă. Timpul acesta în care fiecare din noi căutăm o viață mai ușoară, nu? Începe ăștia să producă aparate de toate soiurile să ne ușureze munca. Avem mașini din ce în ce mai scumpe și mai sofisticate în toate domeniile. Începem să ne relaxăm, nu mai umblăm pe jos, că acum avem Opel, Mercedes, cine știe ce, Cadillac. Aproape nu mai mergem pe jos de acasă până la prăvălia din colț. Umblăm numai cu mașinile. Începem să avem tot mai mult timp, biserica vorbește numai despre libertatea în Hristos, frate, numai să vină la biserică, nu contează cum vin la biserică. Unele dintre surorile noastre care sunt prietene cu Victoria Secret,
vin la biserică că aproape când o salut trebuie să te uiți în altă parte. Eu și soția am fost invitați la o familie de creștini să stăm de vorbă cu ei, ne-au oferit o cină și vorba aceea, care pastor refuză o cină bună, nu? Că un popă slab, vorba lui Creangă, ori e prost, ori bolnav. Când a venit sora să ne servească cina, avea niște pantaloni scurți, atât de scurți, și avea o bluză atât de aproximativă, că nu știam ce să facem, să invocăm ceva, să dispărem, să ne uitam la tablouri pe pereți, studiam arta. Degeaba le spui unor bărbați, măi, frumusețele astea sunt ale tale, n-are rost să le expui public, nu? Jean Tipei povestea că în timp ce era la școală a avut un coleg din Egipt care pusese ochii pe o americană foarte mare, înaltă. El era așa mic și pirpiriu, slăbuț. Și ăștia toți se mirau, mă, cum te poți îndrăgosti de aia așa mare, zice. Și ăsta vorbea într-o engleză din aia așa, din Egipt, nu? Noi vorbim engleza din Bihor. Și el zicea așa, brother, zice, in Egypt, if you go to the market with a small dog, everybody say, what a small dog. But if you go to the market with a big dog, everybody will say, what a big dog. Dacă te duci la piață cu un câine mic, toată lumea zice, uai, ce câine mic. Dar dacă te duci la piață cu un câine mare, toată lumea zice, uai, ce câine mare. Probabil ăsta voia să meargă cu o nevastă mare, nu, acasă și toată lumea să zică, bă, ce nevastă mare are ăsta. Sunt unii bărbați care expun marfa asta în public să zică toată lumea, bă, ce nevastă faină are ăsta. Și atunci se îmbracă de la secretele lui Victoria. Urmează apoi orbirea. Începem să ne stârnim poftele prin privirile stăruitoare acolo unde nu trebuie. Începem să fabricăm argumente raționale, uneori cu versete biblice, ca să ne justificăm păcatele noastre. Indiferent însă ce vom face, vreau să vă spun că puritatea este voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie, fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul, trupul, în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Sunt cuvintele Apostolului Pavel din 1 Tesaloniceni 4:3-5. Haideți să vă spun ce zicea Leon Morris. Omul care înfăptuiește un act de impuritate sexuală nu calcă doar în picioare un simplu cod uman și nici păcătuiește doar împotriva lui Dumnezeu care cândva i-a dat Duhul Sfânt. Ascultați, pentru că este ceva înspăimântător ce se întâmplă aici. El păcătuiește împotriva lui Dumnezeu care este prezent în acel moment, împotriva celuia ce continuu îi dă Duhul. Actul impur, necurat, este un act de dispreț împotriva darului bun al lui Dumnezeu în același timp în care El ți-l dăruiește. Acest păcat este văzut în lumina adevărată numai atunci când este văzut ca o preferință a murdăriei în locul purității, în locul Duhului care este sfânt. Practic, știți ce spunem în momentul acela când Dumnezeu ne întinde mâna să ne dea Duhului cel Sfânt? Spune, mulțumesc mult! Mersi, prefer mizeria asta. Numai atunci vom înțelege grozăvia acestui lucru în când ne vom gândi la acest lucru. Haideți câteva sfaturi concrete cu care să încheiem lecția din dimineața aceasta. Trebuie să ne cultivăm această disciplină a purității. În primul rând, dă socoteală de viața ta. În primul rând, soției, nu? Sau soțului. Dă socoteală cuiva de același sex. Lasă-l să-ți spună întrebări incomode. Vreau să vă spun ceva. Păcatele sunt obiceiuri. Obiceiurile se statornicesc în timp, prin repetiție. Și ele de cele mai multe ori nu ies decât în timp, prin înlocuirea lor cu obiceiuri bune. Este așa o păcăleală și o evanghelie periculoasă pe care noi o predicăm fraților. Vină la biserică și Domnul te face să te lași de fumat instantaneu. Probabil că se întâmplă câteodată. Vină la biserică și dintr-o dată Domnul rezolvă toate lucrurile. Poate că se întâmplă. Și eu am văzut lucruri care se întâmplă așa.
Dar de cele mai multe ori, Domnul te scapă treptat de ele printr-un proces, pentru că a fost un proces prin care ele s-au sedimentat. Lucrez de multă vreme cu un ficior din Bihor, un băiat extraordinar, de o inimă mare de tot, dar s-a apucat de droguri. Și este foarte onest, vrea să scape de droguri. Am făcut următoarea înțelegere, i-am spus, mă băiete, când te apucă năbădăile astea, sună-mă la telefon la orice oră din zi și noapte, stau de vorbă cu tine, vin la tine, ne rugăm, luptăm ca să biruiești momentul acela. Nu este altă cale. Din păcate mă sună după ce ia drogurile și atunci este imposibil să mai facem ceva, nu mai am cu cine să mă mai înțeleg. E o absolut o tragedie și vreau să vă aduc aminte că procesele acestea ies doar prin procese. Băiatul acesta care s-a împușcat în Phoenix, Arizona, consuma droguri, știți unde era în fiecare săptămână? La rugăciune. Știți că bisericile care făgăduiesc că în urma unei rugăciuni zgomotoase de la sfârșit Domnul te scapă de toate păcatele, îi atrag pe oamenii ăștia ca pe muște, pur și simplu toți se duc acolo. Știți ce mi-a zis unul din ei? Frate, zice, am încercat și cu religie și nu merge. Religia lui era un fel de antidot pentru droguri și nu funcționa. Luni o lua de la capăt. Să știți că și celelalte păcatele noastre nu vor ieși numai în cazul în care le mărturisești și dai socoteală treptat în fața cuiva de progresul care îl faci și vrei să ieși afară de lucrul acela. S-ar putea să fie toți atâția ani să te repare Dumnezeu cât timp i-ai dat la satana să-ți strice viața aia. M-a sunat într-o zi cineva și zice, frate, am o prorocie care Domnul mi-a dat-o pentru biserică. N-ai un fax? Ba da, mi-a pus-o la fax și am citit prorocia și m-am speriat. Domnul ne critica că femeile n-au batic și așa mai departe, nu sunt îmbrăcate cuvincios, unde sunt cântările alea vechi, era praf, toată muzica nouă din biserică. Era o critică de aia zdravănă de tot și m-am supărat pe individul ăsta. M-a sunat, zice, ce zici? Zic, mă, Mitre, îl excusesem cu câțiva ani din biserică pentru curvie. I-am zis-o pe șleau, zice, bă, Mitre, am zis, după ce ani de zile tu tot ai dezbrăcat pe femei, acum vrei să le îmbraci? Crezi că te mai crede pe tine cineva? Lasă tu pe Dumnezeu să-ți repare ție viața ta tot atâția ani cât ai lăsat pe diavolul să ți-o strice. Pe urmă mai vorbim. Nu, a doua zi tu faci ordine. Că eu tare mă tem că tu te întorci înapoi la vechile tale obiceiuri. Stabiliți un sistem, dacă găsiți oameni care au asemenea probleme de toate soiurile, să dea socoteală de viața lor. Ajutați-i să iasă afară. Știți care e tragedia din bisericile noastre? Noi suntem o armată care ne împușcăm răniții. Asta suntem noi. De-abia așteptăm să vedem care au călcat pe bec să le excludem pe ăsta. Este un termen din cultul pentecostal, zice, exclus pe termen nelimitat, până în veșnicie, cine știe când, infinit, nu? N-ar trebui disciplina bisericească să fie pedeapsă, ci disciplina bisericească trebuie să fie mijloc de reabilitare și de ajutorare a celui căzut. Trebuie să-l vindecăm pe rănitul acela, nu? Trebuie să-l tratăm pe rănitul acela, nu să-l împușcăm. 2. Du-o viață de rugăciune. Roagă-te Domnului, cere iertare pentru păcate, pentru inclinațiile rele. Oamenii care se roagă și se roagă mult, păcătuiesc mai puțin, să știți, au timp mai puțin de păcătuit, sunt mai sensibili la voia lui Dumnezeu, sunt mai sensibili la păcat, mai repede știu că ăsta este păcat și nu-l comit, decât oamenii care nu se roagă. 3. Memorizează cuvântul lui Dumnezeu, pentru că atunci când vine ispita, însuși Mântuitorul s-a apărat cu cuvântul lui Dumnezeu. Spune satane, scris este. Adu-ți aminte de versetele biblice. Acopere-te cu ele. Intră în spatele lor și satana va fugi. El nu fuge la cuvântul nostru, el fuge la cuvântul lui Dumnezeu. Religia noastră nu este o religie a cuvintelor noastre. Religia noastră este o religie a cuvântului lui Dumnezeu. 4. Păzește-ți mintea. Ar trebui să începem un exercițiu îndelungat să ne păzim mintea, fraților. Să ne disciplinăm gândurile. Există așa o concepție greșită în limba noastră românească, zice, mi-a venit un gând.
Cine știe? A zburat de undeva și ne și spun frații că gândurile vin ca păsările, nu? Totul este să nu le lasă să-și facă cuib. Vreau să vă spun că sunt fals. E falsă ideea asta. Știți cine produce gândurile alea? Tu, mintea mea, creierul meu. Eu am butonul la îndemână. Mă mai gândesc sau nu mă mai gândesc la lucrurile astea? Schimbă canalul. Ia încercat când îți vine un gând din ăsta așa, nu? Ia, începe să te rogi. Deschide Biblia și citește vreun cuvânt biblic. Sună pe cineva, un prieten. Schimbă subiectul, schimbă canalul. Dar dacă stai pe canalul respectiv și tot te gândești, nu? Disciplinează-ți gândurile. Trebuie să practicăm un creștin radical, nu? Vă aduc aminte din nou de cuvântul acela. Dacă ochiul tău, scoate-l. Dacă mâna ta, tai-o. Știi ce înseamnă asta? Creștinism radical. Asta înseamnă să iei măsuri, să nu ajungi în păcat. Ce pui în mintea ta? Asta este o întrebare. Ce ai în minte? Dom'le, eu am o mașină care nu are voie să pun numai super unleaded, benzină fără plumb în ea. Să știți că am mare grijă de mașina aia. Numai de aia pun. Mă feresc să pun benzină din aia la altă, că așa zice acolo. Nu vi se pare scandalos că băgăm în minte absolut tot ce vine? Fără discernământ? Citim orice, ne uităm la orice, primim orice informație. Ce ar fi să începem să selectăm? A fost o vreme în viața mea în care, iubitor de carte, am adunat orice carte. Indiferent ce carte era, pentru mine era ceva extraordinar, nemaipomenit. Tata n-a avut decât vreo două cărți în viața lui și am investit enorm de mult în cărți. Și a fost o vreme în care orice carte, indiferent cât de proastă sau ce idee tâmpite aveam, o păstram pentru că era ceva important. A venit o vreme și mai ales plecarea mea în America a fost un moment în care a trebuit să aleg ce este important și ce nu este important. Și am lăsat majoritatea bibliotecii în România. Acum când cumpăr cărți, mă uit de 10 ori ce cumpăr. Când citesc ceva, este și mai important. Nu citesc orice, nu-mi pierd vremea, timpul este scurt. În minte nu-i voie să bagi orice prostie. Mă concentrez asupra unor subiecte care sunt importante, care sunt valoroase și care mă vor ajuta să cresc spiritual. Nu citi orice, nu te uita la orice, nu băga în minte orice, selectează. Legământul Iov, știți care era, nu se uită la femei. Un alt verset care mi se pare interesant în contextul acesta, Proverbe 6:27. Focul însând dă foc hainelor. Știți de ce se îmbracă femeile despăiate? Au un foc undeva care le îndeamnă la asta. 5. Stabilește granițe de protecție, mai ales în relațiile tale cu sexul opus. Abține-te de la conversațiile intime. Aici e o problemă foarte serioasă pentru dumneavoastră care sunteți pastori. Pentru că vine cineva întotdeauna și mai ales femei, care ele sunt mai curajoase și mai deschise și mai dornice să rezolve problemele, și vin la consiliere. Nu faceți consiliere dacă nu-i nevasta dumneavoastră de față. Dacă nu este nicio șansă, mai luați un păstor, dacă nu este nicio șansă, stați cu ușa deschisă la birou, nu te întâlni în secret niciodată, abține-te de la conversații intime. Nu atinge pe cel de sex opus. Încep să mângâi pe sora asta săracă, necășită și așa mai departe. Nu sta singur cu persoana de sex opus. În biserica pe care o am păstorit, am spus-o de la amvon. Eu sunt un om foarte cavaler, gata să ajut pe oricine. Dar dacă sunt singur, numai eu cu mașina în oraș și dumneatale soră faci stopul și ploaie cu fugi de fier, te las să te ude și merg mai departe. Sau îți dau mașina și stau eu în ploaie. Dar nu o să mergem noi împreună înainte, pentru că dăm ocazie la alții să se gândească la prostii, chiar dacă suntem oameni cinstiți și de treabă, dar ne vom feri de la bun început la orice posibilitate de discuții în legătură cu acest subiect. Nu flirta, nu primi și nu fă confesiuni intime. Stabilește de la început ce nu vei face în viață. Asta este o problemă foarte serioasă.
Tinerii din Babilon, de exemplu, când le-au pus ăștia friptanele împăratului pe tavă, nu? Nu s-au gândit, mă, oare ce să facem? E bine să mâncăm friptură sau nu e bine să mâncăm friptură? Chestiunea era clară. Ăștia stabiliseră în copilărie că niciodată nu să mănânce așa ceva. N-a fost o problemă. Absolut deloc. Dacă tu ai stabilit în tinerețe, în copilărie, când te-ai întors la Dumnezeu, că asta nu o să faci niciodată, este foarte ușor când vine satana și spune ocazia asta la dispoziție, să spui nu. Dacă trebuie să decizi atunci, e o problemă foarte serioasă. 6. Fii realist. Nu ești invulnerabil. Nu ești mai sfânt ca ceilalți. Nu ești mai puternic decât ceilalți. Ești absolut om ca noi toți ceilalți. Fiecare dintre noi am fi putut fi Ceaușescu dacă am fi avut aceleași condiții sau aceleași ocazii. E adevărat sau nu adevărat? Fiecare din noi am fi putut să fim David. De aceea, fii realist. Oh, eu niciodată, eu... Se pare că toți oamenii au căzut atunci când au zis niciodată. Niciodată să nu zici niciodată. Fii atent la avertizarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt te avertizează. Există o senzație de pericol care o ai. Iosif știe în prezența doamnei Potifar, nu? Foarte onorabilă doamna asta, cum am citit într-o reclamă aici în România, în ziar. Zice, doamnă onorabilă, face masaje erotice la domnul onorabil. Seriozitate, rog seriozitate maximă. Foarte onorabilă doamnă și foarte onorabilă meserie, nu? Cu seriozitate maximă. Doamna Potifar era una de asta. În prezența ei, Iosif știe că are de-a face cu un păcat împotriva lui Dumnezeu. Și îl declară. Nu este deloc umilitor să fugi de poftele tinereții. Absolut deloc. Este sănătos, este singura fugă sănătoasă, fugi de ea, ocolește-le și Domnul să ne ajute la asta.